Femeia este darul lui Dumnezeu făcut bărbatului. Bărbatul este oferta pe care o face Dumnezeu femeii ca să nu fie singură și să fie împlinită în viața ei. Pentru aceasta zice, iată femeia ta. Nu zice una din femeile tale. Iată femeia ta, acesta este bărbatul tău. Auzim asta în taina cununiei. E un fel de a fi al celuilalt care nu este posesie, ci o apartenență liberă sunt a ta, pentru că liber mă dăruiesc ție, sunt a ta și pentru că te dăruiești mie, ești al meu. Nu e posesie, ci dăruire. Nu ești obiect, ci dar viu și liber. Așadar, legământul pe care îl fac în fața lui Dumnezeu și cu puterea lui este un legământ al și Ești a mea pentru că te-am ales, sunt al tău pentru că m-ai ales. În alegere stă unicitatea noastră.